Bună seara, dragă audiență, și bine ați revenit! Suntem cu Tudor, este noapte. Oare de ce o fi noapte? Pentru că astăzi avem un episod mai, așa, mai scary. Avem, da, o să ne zică Tudor mai multe, pornim chiar de aici, de la universitate, pentru că o să mergem mai încolo, în stația de autobuz, dar până atunci o să ne zică Tudor, așa, în mare, cam ce facem în această seară. Salut, Cristi! Salut! Bine te-am regăsit! Bine, și eu la fel te-am regăsit! Păi, ce să facem? Am zis că abordăm o temă mai, hai zicem, atât de înfricoșătoare, dar e înfricoșătoare, pentru okay. că avem niște legende urbane, mergem pe urmele lor și povești de groază. Mergem pe urmele centrului vechi, okay. vedem pe unde ne mai poartă. Deci s-au întâmplat lucruri pe aici, prin zonă, și o să ne zică Tudor ce. Da, luăm la puricat tot ce înseamnă și social media și povești care au circulat, mai ales că sunt multe povești genul ăsta și... zic că merită o explicație. Păi să pornim, începem de acolo. Haideți de la să mergem aproape stație. Da. Acolo. Da. Am zis să ne apropiem de stație, de aici, de la universitate. În una din primele povești e legată de stația de aici, de la universitate. Respectiv, circula cu foarte mult timp și încă văd că a mai reapărut povestea unui autobuz fantomă. Da, sună a Stephen King un pic, așa, dar este de fapt relatarea unei fete care spune că când au apărut autobuzele de noapte, acelea cu N, povestea ei, aceasta e legendă urbană, deci intră în categoria legendă urbană, multă lume o poate verifica și e destul de interesant așa un debat și ce ramificări s-a făcut asupra ei. Fata se întoarce de la o petrecere, deci este în stație aici la 1 noaptea și așteaptă autobuzul de seară, de noapte, care s-o ducă acasă, care vine din oră în oră. Ideea e că nu apare niciun autobuz, trece o oră și vede de fapt un autobuz care nu avea lumini, nu avea număr pe el și are doar scris pe o hârtie, de fapt, 75. Ea își dă seama de chestia asta, povestea îi spune că își dă seama după ce se urcă în autobuz. Ea vrea să se urce neapărat ca să mai meargă câteva stații, că era foarte obosită. Și de acolo, mai departe, ar fi luat ea altceva. De fapt, autobuzul ăsta începe să vadă primele lucruri ciudate în el, că este și un miros foarte puternic, deci e un miros puternic, urât, mirositor în autobuz, dar nu e nimeni împrejur. Se duce până la șofer, îi spune, vorbim de, povestea e de, are vreo 12 ani de zile, și ajunge în fața șoferului, unde încearcă să ia contact cu el. Și aici e partea cea mai tare, că ea spune că nu a văzut pe nimeni. Nu era absolut nimeni. Este un șofer fantomă. Ok, deși autobuzul deci vedea rula. Da, și ea rula. El rula cu ea acolo și ea vede practic cum volanul tot merge, dar nu e nimeni în interior. Asta e o poveste de aia gen, bă, să mă trag de deget, oare visez sau ce se întâmplă aici? În ce dimensiune sunt? Și ajunge până la urmă, autobuzul nu-i răspunde nimeni, nu-i deschide nimeni. Ea vrea să coboare, începe să hiperventileze, se sperie și la un moment dat nu mai are ce să facă decât să stea pe scaun până pe de unde oprește. Și oprește până la urmă în stație la Gara de Nord. Oprește la Gara de Nord, coboară din autobuz și nu apucă să zică mare brânză că ăsta pleacă în mega trombă. Și nu apucă să vadă, să confirme cu alții. Bine, era și două noaptea, nu mai era nimeni, nu era afară nimeni de boschetarii de acolo. Nu erau atât de aproape de ea să vadă și oricum și ei erau în lumea lor. Deci nu mai era nimeni, să zicem, cât de cât mai normal. Ea îi scrie povestea, pe urmă povestea e preluată de niște vânători de povești și legende urbane și asta e relatarea, practic, a ei. Ea, după aceea, povestea continuă și cu alte variante, cu un 85, un autobuz 85, care nu se vede șoferul. Deci a mai pățit-o odată. A mai pățit-o odată cu un alt autobuz care a luat-o de pe partea cealaltă, din partea aia. Deci aici, în zona asta. Deci s-a întâmplat de două ori și după aceea asta în decurs de amândouă într-un singur an. Și asta a fost una din cele mai vânate, vorbind de perioada de început, când lumea citea blogurile foarte mult și YouTube-ul încă nu avea atât de mare rezonanță și nu erau urcate atât de multe clipuri, vorbind de 2009-2010, nu erau
Foarte multe și multă lume încă citea materiale de genul ăsta. Da, e la categoria de legende urbane și e, de fapt, la modul cum a fost povestit, pe canalul unui tip pe care l-am urmărit de legende urbane, modul cum o povestește, de asemenea, se face pia de găină. Bine, mai adaugă și el, evident, niște chestii. Niște efecte, niște chestii, așa, da. Facă, se aud geamurile cum se zguduie și așa, adică... Ah, okay. Și cu ceva în plus, un update, așa, dar povestea e una destul de interesantă. Ea n-a mai apărut după aceea, n-a mai comentat, n-a mai scris. Asta e cu povestea din zona pieței universității, deci în zona asta, povestea lui 75 al 85-ului fantomă. Dacă toți suntem aici în zonă, o chestie care pot să zic că e traumatizantă, mai ales pentru cultura noastră, noi stăm aici, avem parcarea, da? Exact. Avem parcarea. E, în momentul în care s-au făcut excavările pentru parcare... Cam acum vreo 5 ani, ceva de genul. Exact. Mai aduce aminte când a fost scandalul cu asociațiile care încercau să salveze ruinele din zona asta? Așa. S-a făcut o mega excavație, s-a descoperit ruinele fundației Academiei Sava, care a fost prima academie fondată aici la 1600, în stilul universității, în care se pregăteau viitorii conducători și au fost descoperite foarte multe urme de schelete, arme și cămăși de zale. Acestea având o culoare destul de întunecată din eroziunea timpului și partea traumatizantă e că asociațiile au încercat să salveze zona și să se pună panou de sticlă și să se facă parcarea de desubtul. Se putea face acest lucru, numai că din partea lui Oprescu s-a dat ordin să se eradă tot, fără nici măcar o chestie de sticlă, și să se facă direct parcarea. Asta chiar e ceva traumatizant, este, pentru da. Că s-a ras, efectiv, o mare parte din istoria noastră a Bucureștiului și o istorie dinainte de 1800. Deci noi mai avem niște ruine pe aici, pe acolo, prin centru vechi, care nu au văzut, nu sunt la lumina zilei, în afară de acel pasaj de sticlă din fața Băncii Naționale, noi mai avem foarte multe. Eu să mai vorbim de chestia asta mai încolo. Dar asta ca o chestie chiar, o poveste, să zicem, traumatizantă de groază actuală. Să distrugi o parte de istorie din 1600, măcar e traumatizant pentru toți bucureștenii. Și ce înseamnă valoarea culturii bucureștene, ce a mai rămas, tot ce înseamnă de arme și așa, au fost montate o parte la Muzeul Bucureștiului și o parte la Muzeul de Istorie. Și am ajuns și în centru vechi, unde aici sunt, de fapt, cele mai parte din poveștile pe care le-am adunat. Suntem chiar în fața Institutului de Recuperare. Acum arată foarte bine, dar era de groază în anii 90 cum arăta clădirea, că dau efectiv părți în ea și clădire superbă în stil Belle Époque francez. Aici avem o altă poveste cu ambulanțele negre, sau mai bine zis, anii 90, unde, nu-i așa, nu sunt chiar numai legende urbane când vorbim despre traficul de copii și de organe. Aici, în institut, mai ales în 90, se spunea că de aici, în centru, fiind mult mai aproape de restul, mă rog, că se poate strecura fără să fie văzută ambulanța, mult mai ușor decât alte spitale. Foarte mulți oameni, exact, pe boli terminale erau aduși aici. Practic, li se tăiau organele care mergeau pe piața neagră de trafic de organe și devenise ultra cunoscute, în special în perioada 90-96, da? Când, cum știm, nu era niciun registru care să țină o evidență a ceea ce se întâmpla, erau doar evidențele angajaților. Foarte mulți oameni care au lucrat și aici au reușit să vorbească, dar mult mai puțin despre aceste lucruri în decursul anilor. Majoritatea dintre ei nu au mai lucrat, ci au vorbit după aceea. Deci foarte multe povești de trafic de organe veneau din partea asta. Se spunea, de fapt, ambulanțele negre, cum mai auzeau și mai citi multă lume, pentru că erau, de fapt, niște dubițe. Erau niște dubițe negre care nu aveau, în afară de numărul de înmatriculare, ca să nu atragă atenția, nu aveau alte girofare sau chestii ca să atragă atenția noapte. Acestea erau exact de transport. Și transportau câte 2-3 pacienți, li se promitea că sunt aduși de către beneficiarii lor, care poate erau unii vecini care se încercau să-i ajute. De multe ori erau preluați de diferiți indivizi, pe urmă aduși aici, unde aici mureau efectiv și organele lor ajungeau pe piața transfelurilor.
clădirea a fost cunoscută și în anumite cărți pe tema asta. Acum s-a terminat recuperarea. Tot vorbim de Institutul de Recuperare, da? S-a recuperat și clădirea. Da. Arată formidabil, chiar se vede. Toate că culoarea nu trebuie să fie atât de aprinsă la clădirile de genul ăsta, ar trebui să fie mult mai închisă. Asta e o problemă astăzi, pentru că când se face restaurarea, tot ceea ce înseamnă patrimoniu, nu se ține cont de cum arătau inițial clădirile. Clădirile aveau culori mai închise, chiar și albul era un alb mai închis, griul era mai închis, nu era așa deschis. Special ca să imite ideea de cât mai aproape de culorile pământului și să nu se pună, să nu se erodeze atât de repede. Ce mărturii ai găsit vis-a-vis de ambulanța neagră? La ambulanța neagră am găsit pe mărturia unui fost brancardier. L-am cunoscut pe un tur de-al meu, care mi-a povestit că a lucrat aici exact în anii 90 și mi-a povestit cum, nu el, cât pe tura lui, el fiind acolo, a văzut cum colegi de lui primeau anumite favoruri și anumiți bani ca să întoarcă ochii, să lase anumiți pacienți să intre în anumite săli. Și a văzut asta și că a lucrat, mi-a zicea că a lucrat 4 ani. Eu ce l-am întrebat a fost cât de multe cazuri de genul ăsta. Am zis că pe tura mea erau cam vreo aproape 7-8 cazuri pe noapte. Și asta să ne-am dat seama că erau câte 3-4 ture pe săptămână, deci erau câteva zeci de persoane pe săptămână. Și mai ales nu e greu de crezut, mai ales când știm problema noastră din anii 90, câți copii instituționalizați erau, da? Reușeau din orfelinate, aveam peste 100.000 de copii, plus oamenii străzii care erau luați și numărul lor care creștea și nimeni nu controla aspectul ăsta. Deci au avut de unde foarte mult, mai ales din oamenii străzii, chiar diferite organe. Multă lume crede că nu se mai poate salva nimic de la ei, dar chiar ar fi uimiți că se pot. Se pot salva destul de multe. Asta e una din mărturii. O altă mărturie e de la un șofer de dubă, de genul ăsta, de dubă neagră, care îmi povestea, am întâlnit tot așa printr-o circunstanță interesantă la un eveniment, stând de vorbă, dând din antralta, a ajuns și la subiectul ăsta și la un moment dat îmi povestea că a făcut livrări speciale. Și livrări speciale, ce anume, în SRI sau poștă SRI, ce poți să spui mai mult, ce înseamnă? Nu, că am transportat persoane, vezi că nu pot să spun prea mult, până la urmă a zis că la șpriț spui multe, deci nu a fost o problemă la el. Și a spus că a condus, de fapt, foarte mulți oameni. Lui nu îi se spunea ce se întâmplă, a zis că o să meargă la anumite locații și trebuie să aștepte să intre marfă sau să descarce marfă anumite persoane și că doar el era plătit o sumă de bani, dar evident a tras cu ochiul și a văzut și până la urmă a lucrat în regimul ăsta vreo câteva luni de zile și s-a lăsat. A zis că nu mai poate, conștiința nu mai lasă să facă chestia asta. Deci de la două persoane. Poate că cu această ocazie au curaj sau mai sunt alte persoane care mai au niște mărturii și ar putea să lase un comentariu. Eu zic clar putem că mai și de vorbă cu ei. Da, adică dacă eu am cunoscut două persoane care vor fi și mulți sau mai zic mulți care erau pe tură și cu persoane astea care neagă, știam că mi-a zis persoana care îmi povestea că au fost mulți plătiți să nege ce s-a întâmplat și nu e greu de înțeles că cu cât negi mai mult și ai mai multă lume, cu atât se acoperă mai repede. Deci clar se vor fi discuții și de genul ăsta, dar am de la două surse, unul care a fost brancardier și unul care a fost șofer. Hai să vedem. Mai există și alte mărturii, mai există și alte surse. Vă rugăm, scrieți în comentarii. Spuneți și acolo, sigur. Și acum mergem mai departe, nu? Mergem mai departe. Haideți să intrăm aici pe franceză, unde e una din cele mai tot așa șocante povești și am ajuns pe strada franceză, unde mai avem destule clădiri nerestaurate de groază, monumente istorice. Din păcate, acestea n-au mai găsit încă vedeți semnul de vânzare și acestea sunt de ani de zile așa, față de celelalte de aici, de din jur, care au fost restaurate. Nu s-au găsit nici o parte din proprietari, dar nici primăria n-a continuat sever, că dacă erau, puteau să o preiasă, să le preia pe toate trei și să facă ceva cu ele. Adică asta e de vânzare, e un proprietar la el. Acum nu știm dacă e pentru toate trei. Acum, clădirea noastră de interes este hotelul The Mansion, care acum arată mult mai bine și cu restaurantul Il Pecato.
The Mansion a fost restaurat acum câțiva ani de zile. Este un hotel destul de nou, are 5 sau 6 ani de când e deschis. Dar înainte, mulți bucureșteni care treceau pe aici știau cât de multe din aceste clădiri erau de groază, adică nu arătau bine absolut deloc. Povestea care mulți proprietari de aici, din imobilul de aici... Aici încă mai locuiesc. Încă mai locuiesc, se pot vedea. Sunt oameni care trăiesc aici, da, sigur. Sunt proprietari, povesteau că auzeau țipete. Povesteau că auzeau țipete de copii în noapte, mai ales în zona octombrie-noiembrie, când? Asta înainte de perioada când centrul vechi era plin de viață, înainte de 2010. În zona asta încă era, după cum aducem aminte, erau pur și simplu străzi pline de mașini. Exact, parcări. Mai mergeau. Exact, și aveai producători. Puteai să faci mai multe lucruri în centrul vechi atunci. Erau două baruri, erau la ruine, care era chiar între ruine, și încă un băruleț. În rest erau numai magazine de Xerox, calculatoare, să-ți repar pălăriile, să-ți repar pantofii. Deci chiar era un loc unde găseai mici producători. Păcat că nu s-au mai păstrat o parte din ei, că putea să fie combinați cu ce se întâmplă acum aici. Povestea spune așa, că din mărturiile proprietarilor acestui imobil, de lângă The Mansion, auzeau foarte multe țipete de copii și care spuneau vreau apă, vreau apă. Investigând un pic trecutul zonei, se poate găsi că The Mansion a fost de fapt un han. Era un han, ca multe altele din centru vechi, care a fost cumpărat de un negustor foarte bogat, pe numele lui Hagi Orban. Acest Hagi Orban se spune că aparent, la vedere, era un om foarte deschis, foarte jovial, îi plăcea să cheltuiască, dea bani la prieteni, să facă distracții, să fie distractiv, să ajute cauze bune aparent, dar puțină lume știa că de fapt el avea un orfelinat aici. Cât mai mulți copii avea el, cu atât mai bine îi mergea lui afacere. El vindea copiii respectivi și îi vindea pe sume mari de bani, dar mai rău de atât, îi lăsa de cele mai multe ori să se chinuie. Se chinuiau efectiv până nu le dădea de mâncare, nu le dădea apă și mureau în chinuri. Și se uita la ei cum mor în chinuri. Se spune că în clădirea de aici, din statisticile pe care le-am găsit, mai mult de 200 de copii au sfârșit. S-au descoperit și oase, destul de multe, mai ales când s-au făcut excavațiile din centru vechi, când totul era ca o Veneție fără apă și erau ruinele curții vechi, care chiar continuă până în curtea veche, pentru că strada pe care suntem este cea mai veche stradă din București. Se numea Ulița Domnească și era mult mai lungă din vechiul cartier care a fost demolat în timpul lui Nicolae Ceaușescu, care Nicolae Ceaușescu a construit și a demolat. Noroc că mai avem și centrul vechi de aici, că era să fie demolat și acesta, dacă nu interveneau arhitecți ca virgulă Camil Roguschi sau alții de bază, sau Cezar Lăzărescu, încă mai avem câteva clădiri. Și practic s-a numit după aceea strada franceză, ca o mică paranteză, de la primul consulat francez, care acum este Hotelul Europa Royal. Unde e Hotelul Europa Royal, acolo efectiv a fost primul sediu al primului consul francez la București. Când se întâmplă povestea? Se întâmplă la început de 1800. Atunci nu erau doar aleile pur și simplu acoperite cu bârne de lemn, care încă se mai văd la Manuc. Acele bârne de lemn care sunt o piesă de istorie. Și omul ăsta era un om al societății, era un om care mergea pe la multe petreceri, se știa cu foarte mulți boieri. Deci era ca un fel de caz, cum aflăm noi azi, de criminali în serie, care sunt plăcuți, sociabil. Asta ce se numește sociopat. Un om extraordinar de sociabil, cu probleme psihice și care avea, oricum, să faci asta unor copii, da, e un alt nivel mult mai grav de... Da, e ultimul nivel. Adică, ai văzut că sunt diferite tipuri de... Unii omoară pentru bani, pentru poziții, pentru... Dar când ajungi la copii, acolo e deja cel mai oribil. De asta exact. Se spune că cei care, de exemplu, pedofilii, când ajung în închisori, sunt tratați cel mai oribil, pentru că nu trebuie să faci, e cel mai
oribil lucru, e cel mai, da. E ultimul punct, e cel mai josnic punct. Asta și să abuzezi de femei, de mame, de mame de gravide, sau, dar mai ales de copii, acesta e ultimul nivel la care se ajunge. Deci avem orfelinatul cu cele mai multe țipete în noapte. În ultimul timp, datorită zgomotului, datorită restaurării și așa, nu s-au mai auzit țipete. Pare că săracii copii s-au lăsat pe gubași. Azi nu mai țipăm, că oricum nu ne aud ăștia de la muzică. Deci asta a fost înainte de 2010, când circulau și se auzeau foarte multe țipete. Și am ajuns și exact la curtea veche, sau ce-a mai rămas din curtea veche, care e destul de traumatică și ea. Adică până să intrăm în povestea de groază, vorbim de una de groază reală. Este în paragină, nu mai este nicio informație din partea primăriei, nici nu prea mai are cum, că de-abia s-au terminat alegerile și sunt alte probleme. Acum n-a fost interes niciodată. Eu am văzut-o fix în timpul în care muncitorii, noi treceam pe lângă ea și muncitorii erau în greva foamei. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Ei au lucrat aici 7 luni de zile fără să primească niciun ban, continuându-și munca, sperând că poate fonduri vor fi alocate. Vorbim aici despre cel mai vechi edificiu din centru. Da? Vorbim de o baie turcească pe care au reușit să o găsească de la 1400. E o bijuterie care putea să fie continuată, adică încăperile s-au păstrat. Avem urme de la 1400, 1500, 1600, deci sunt urme diferite care sunt impregnate în mai multe perioade. Inițial trebuia deschis ca muzeu și centru de eveniment. Știm foarte bine cât de mult ne trebuie asemenea lucruri în centru vechi, un centru care e centru de distracții. Deci m-a bazat cel mai mult, în afară de Cărturești, în afară de Muzeul Fotbalului, pe care știu că aveți Avem un material interesant. Foarte frumos, da. Chiar l-am văzut și eu am fost acolo, am și jucat. Da, e foarte tare. Am fost în cabina comentatorilor și chiar okay. Ți-a ieșit? Da. Ok. După nu știu câte duble. Așa. Nici nouă nu mi-a ieșit din prima. De-aia te-am întrebat. Da, a fost foarte tare ca experiment și că poți să faci ceva acolo. Dar povestea aia, adică eu tot sper să se găsească fonduri sau să se dea drum la proiect, pentru că avem istorie care cade în jurul nostru. Că toți suntem aici, motivul pentru care am ajuns e că strada pe care suntem aici, ulița domnească, inițial trecea prin partea asta, îți mai aduce aminte, era mult mai lăsat. Mergeai pe niște, coborai niște scări și urcai niște scări. Pentru că nivelul adevărat al străzii în centru vechi era cel de aici. Tot ce vedem noi așa este, nivelul din partea dreaptă este ridicat cu aproape 2 metri. Pentru că atunci când au făcut excavațiile în 2009, o mare parte din ce au găsit nu puteau să păstreze, trebuia să pună sticlă peste tot. Au găsit fundații peste tot, ale multor cărdii. În zona asta au avut un mega șoc când au descoperit niște cadavre unse cu var. Oase. Deci erau niște oase în care încă mai aveau urma varului, au mormântate la oaltă. Erau cei de pe urma ultimei ciume. Ciuma lui Caragea, cum a rămas săracul cunoscut în istorie, ciuma de la 1830, în care țările române trec prin cele mai, să spunem așa, recente perioade de infecție, efectiv. Dacă celelalte zone începeau să se purifice, la noi încă era problema aceasta. A fost o întreagă panică și o surpriză total neplăcută când au putut să descopere, că toată lumea credea că, auleu, o să ne infestăm din nou cu... Ce se întâmplă? Ne infestăm din nou cu ciumă? S-au descoperit mai multe gropi din astea comune. Una s-a descoperit aici. Următoarea s-a descoperit lângă Dristor Kebab. A mai fost una care s-a descoperit în apropiere de Biserica Curtea Veche. Deci au fost mai multe zone și este o poveste destul de lungă, dar merită explicat într-un mod scurt. În sensul că la ciuma lui Caragea aproape 15.000 de persoane au murit de ciumă. Ce înseamnă asta, 15.000 de persoane? Era aproape un sfert din populația Bucureștiului. 15.000 de persoane mureau cam, asta în decurs de câteva săptămâni, mureau cam de la 200-300 de oameni pe zi. Ideea era că trebuiau puși căruțe și să le dea foc. Dar nu aveau suficiente corghii de foc să le dea, să facă chestia asta. Și cel mai rapid era să pună var. Varul alb zicea că nu răspândește. Și până mai băgau pe toți la oaltă. O mare altă problemă era
numărul foarte mare de cimitire în centrul vechi. Dar într-adevăr varul ars ajuta, nu se răspândea pandemia, să zic așa? Și da și nu, pentru că la cel mai bun mod de a scăpa asta era prin ardere. Se purifica, se ardea tot, nu mai avea nimic din acel grup, și cel care dădea cu var putea să se contamineze, să dea mai departe. Deci tot scăpa. Soluția a venit când s-au mutat cimitirile din afara centrului și s-au mutat în zona Pieței Revoluției de acolo, unde avem 7 cimitiri acum. Adică unde e cimitirul Belu? Sau care? Unde e cimitirul Belu, exact. Da, acolo? În zona la Șerban Vodă, avem Belu Catolic, Belu Ortodox, cimitirul Eroilor Francezi, cimitirul Filantropia al... Vis-a-vis un pic pe Giurgiului Luteran. Cel Luteran, avem cel al evreilor, unul din cele 3 cimitire inițiale al evreilor. Mai avem cimitirul Eroilor Germani, care merge spre Constantin Brâncoveanu. Da, e între Orășelul Copiilor și cimitirul Belu. Exact, și cimitirul Eroilor Revoluției. Deci de-aia zice mai și cartierul cimitirelor. Dar foarte multe erau în zona centrului. Aveam atât de multe biserici încât efectiv te împiedicai de ele. Te împiedicai de ele și fiecare avea crucele lor. Multe din ele n-au fost luate toate mormintele. Deci multe din ele pur și simplu au fost pur și simplu acoperite. Le luau doar pietrele importante, sau cum se întâmpla, cum s-a întâmplat în Crângaș, când s-a construit barajul, de s-a acoperit un întreg, o întreagă parte a orașului și cu biserica. N-au avut timp să scoată cimitirele și pe urmă au apărut poveștile cu o să-și tragă morții, pentru că nu au primit, gen, dacă nu aduci un omagiu celor care le disturbi somnul celor adormiți. Și prin chestia asta, care nu există în toate culturile, cumva prin aceste nenorociri se întâmplă ori o ciumă, ori un incendiu, și noi am fost plini atât de incendii, ciume și cutremure. Orașul a fost, nu a avut nevoie să fie distrus de inamici. El a fost distrus de calamități naturale și de incendii. Iar descoperirile respective se întindeau până pe strada Covaci. Pe strada Covaci au descoperit cel mai mare evidență, că au fost luate de acolo, a fost curățată zona și a fost distruse, evident. Asta e una din mai... Pe unde mergem noi, pe unde călcăm? Sigur, sunt multe povești pe sub tălpile noastre, da. Da, mai ales că, oricum, suntem aproape de Curtea Veche și avem și poveștile cu tunelurile, care o mare parte din ele au fost cartografiate și există. Am vorbit un pic și în materialul nostru cu spionajul. Acestea foarte multe erau folosite, s-au descoperit unele chiar și de desubtul, chiar în apropiere de Baia Turcească, făcute din cărămidă. Ce s-a întâmplat e că Ceaușescu a extins proiectul, iar acestea de fapt erau conectate și folosite de boieri, încercând să fugă din diferite tunele de cei care îi urmăreau de cu atâta chef de crimă pentru ceea ce făcuseră. Deci ele există, evident, doar că multe din ele sunt înfundate, nu ai permisiune din partea SRI-ului să intri, mai ales ce înseamnă zona Palatului Parlamentului, Piaței Constituției, toată zona e zona zero, deci e încă sub supraveghere, nu se poate face nimic. Și am ajuns din nou în apropiere de centru, în inima centrului, suntem la Hanul lui Manuc, unde chiar acum se întâmplă o grămadă de evenimente și tot timpul sunt evenimente la Han. Avem aici, în zona asta, o poveste cu o rețetă de plăcintă. O plăcintă de carne, mai puțin cunoscută. Și datorită zonei, pentru că foarte mulți din măcelarii, cei mai importanți din București, veneau de pe zona Batiștei. Și aici veneau și își vindeau bunurile. Și toate produsele erau date către anumite patiserii celebre. Și atunci se făceau și anumite rețete cu anumite... Avea gust ca cele turcești, ca cele de la Marea Neagră, și aveau ca șuberecurile, cum se numește. Și numai că ei nu puneau carne de porc, nu puneau carne de porc și erau mult mai gustoase. Ei, aici vreau să le povestea că toată lumea venea numai aici, la Manuc, unde a funcționat o plăcintărie cu carne, la un moment dat, într-una din părți, față de alte plăcintării din zonă, că nu era singura. Dar toată lumea venea aici, era coadă și coadă pe sus și nu mai înțelegea. Bun, dar ce e de bună? De ce pune, ce poate să pună în plăcinta asta? La un moment dat, cineva a descoperit cum intra, povestea spune așa, că a auzit pe cineva urlând
erau două persoane, au zis, a intrat înăuntru, au zis pe cineva urlând și nu l-a mai găsit, erau doi prieteni. Prietenul respectiv n-a mai ieșit și când a dat să intre, să vadă ce s-a întâmplat cu el fix într-una din încăperi, a căzut într-o trapă de asta care s-a deschis pur și simplu, într-un mecanism care l-a prins acolo și n-a mai ieșit. Tipul respectiv a plecat, a început să spună povestea că mi-a dispărut prietenul, s-a făcut o investigație, nu s-a descoperit nimic. Alte persoane tot dispăreau. Deci multe, foarte, foarte multe din ele dispăreau și în general că erau câte doi. Intrau unul înăuntru să ia apă, pentru că de foarte mult erau și căldărari. Perioadă și mai luau. Și se ducea, dispărea câte unul și celălalt, de asemenea continua povestea. Se spunea că corpurile lor n-au fost găsite. Dar totuși era cea mai bună plăcintă. Deci totuși era cea mai bună plăcintă cu carne. Carne. Și de acolo iese povestea cu picanteria, că era făcut din plăcintă cu carne și avea un gust extraordinar de bun. Pentru că carnea de om se pare că e cea mai bună. Nu știu, nu vreau să încerc și nici voi, dar asta ca una din grozăviile de povești pe care au mai circulat prin București, mai ales în centru vechi. Și am ajuns și la monstruozitatea, Palatul Parlamentului, Casa Poporului sau, cum mi se mai spunea, și Mausoleu, cum era gluma, că ăsta e mormântul cuplului. Au tras atât de mult să-l facă că n-au apucat să se bucure de el. L-au văzut doar în martie 89, printr-o vizită fulger, trecând prin sălile care luminau deja. Evident că, dacă e să vorbim de povești de groază și povești reale, trebuie să vorbim un pic de această construcție a clădirii. Vreau să spun câteva statistici. Inițial, aici s-au lucrat, până începem să vorbim, cam 100.000 de oameni se lucrau efectiv vara. Deci asta însemnau în trei schimburi. Foarte mulți dintre majoritatea nu aveau toalete. De asta apare și gluma că Parlamentul e una din cele mai norocoase clădiri. Se află practic pe un pat de rahat, efectiv, și rezistă impecabil. Și morțile care au survenit de pe urma construcției. N-o să găsiți date oficiale. Inițial, pe Wikipedia se spune că doar 1000 de oameni au murit între 1984-1989. Este extraordinar de puțin, acela e un număr acoperit. E un număr păstrat doar pentru statistici, pentru că inițial numărul celor care și-au pierdut oamenii lucrând aici e mult mai mare de 1000. Au fost foarte multe accidente de muncă, mulți care cădeau de pe schelă și ajungeau în construcții. Și evident avem și povești adunate de la militari, în termen de la sepepiști, deci de la oameni care au lucrat aici, au stat pe timp de pază. Și cele mai multe sunt legate de fantome. Cele mai cunoscute, fix la ora aceasta, la ora 11, exact la unde vedeți, la penultimul etaj, exact acolo se spune că foarte mulți angajați auzeau în noapte vocea unei femei care striga după apă. Și mai ales în clădire nu era nicio femeie la momentul respectiv, erau doar cei de la SPP. Au verificat. Au venit de mai multe ori. Mai multe mărturii adunate de la mai mulți SPP-iști au confirmat că au văzut o femeie cu o rochie albă, cu buline roșii și care era plină de sânge de la umăr, pe partea stângă până jos. Și momentul în care o vedeau, țipa, scotea un țipăt din ăsta puternic, și dispărea. Dai seama, ți se face părul măciucă numai când o vezi, dacă o mai și auzi că țipă. Acestea au fost adunate foarte mult parcursul anilor, mai ales în anii 90 și început de 2000 și numai în turele de seară aici. Din analizele făcute s-a descoperit de fapt de la un arhitect care a povestit cum că aceea e un caz extrem de trist cu o fată care a fost violată de un grup de muncitori care nu știu exact cum a trecut în zonă. Se spune că ei, practic, vreo 12 muncitori au prins-o, au silit-o pe fata respectivă și au violat-o pe rând. Întâmplarea face, ea înainte să-și dea duhul, i-a blestemat. După ce au săvârșit fapta, s-a prăbușit un perete efectiv pe toți muncitorii. S-au descoperit corpurile lor, a fost un alt accident, dar mărturia aceasta vine, de fapt, de la unul
din cei care au auzit țipetele, a văzut ce se întâmplă și a plecat mai departe să cheme ajutor. Ajungând în zona, a văzut, a numărat cadavrele și a găsit cadavrul fetei, care era, cum era îmbrăcată, într-o rochie albă, cu buline roșii și plină de sânge pe partea stângă. Deci ea de obicei este văzută pe aripa de sus, unde în zona respectivă, chiar acolo, a căzut o bucată în timpul construcției, peste acei muncitori. Deci spune că karma nu doarme, mai ales când se fac lucruri de genul ăsta, totul se întoarce. Totul se întoarce. O altă poveste, tot cu o fantomă din cadrul Parlamentului, se întâmplă în anii 90, când oamenii puteau să vadă mult mai mult din clădire. Erau tururile care aveau loc pe partea dinspre Senat de astăzi, adică partea din 13 septembrie, pentru cei care nu cunosc, nu sunt din București și care nu știu. De acolo se făceau intrările inițial. Era o intrare spectaculoasă și chiar și astăzi ați fi uimit să știți că sunt două tururi separate, nu au treabă una de celălalt. Una este organizată de Senat, una este organizată de Camera Deputaților. Deci se pot organiza, se pot face tururi și pe partea dinspre 13 septembrie, să știți, doar să intrați pe camera, mă rog, pe Senat, căutați exact Senat, Palatul Parlamentului, tururi și intrați direct acolo și sunați. Pentru că vorbim de anii 90, pe partea aceea foarte mulți români stăteau la coadă efectiv să vadă clădirea și au vedeau mult mai mult decât vedem noi astăzi. Nu erau încă organizate tururile, puteai trece prin încăperi, nu plăteai bilet, asta mai era culmea, să plătești și bilet, după ce mulți oameni s-au sacrificat pentru această clădire nedorită. Și în același timp mai este o poveste a unui băiat care este văzut tot timpul jucând fotbal împreună cu alți băieți. Băieții înseamnă că erau tineri, încadrați în armată, și cei care lucrau de pază la momentul respectiv, în anii 90, auzeau joc de minge în curtea interioară din clădire. Este și o curte interioară și mergeau de multe ori să verifice și auzeau pase, jocuri de mingi și țipete de bucurie. Când ajungeau în zona respectivă, nu mai vedeau nimic. Până într-o zi, când asta i-a șocat, au văzut cinci soldați, vorbim de 92. Cinci soldați vin sau, practic, aud acelea zgomote de trei ori la rând. Și vin, au venit mult mai încet, n-au mai venit așa pe grabă și văd efectiv niște tome de oameni care jucau fotbal. De erau practic din cei, au putut să distingă corpul lor și vedeau tipul de uniformă era cel din anii 80. Și era o parte de tot de soldați, pentru că la clădirea respectivă au fost atât specialiști aduși, prizonieri, cât și foarte mulți soldați. Deci clădirea asta a fost făcută cu enorm de mulți soldați care și-au terminat efectiv anii de înrolare la clădirea aceasta. O clădire care atrage foarte multe, nu e de mirare că lumea nu o place. Este o clădire nedorită. E o clădire care doar un cuplu o vroia. Este o clădire făcută cu enorm de multe suferințe. Se simte lucrul ăsta. Oriunde mergem în lume și când auzim povești de genul, încărcarea aceasta negativă se revarsă asupra populației, de fapt a poporului, că e o diferență, a poporului în timp, și îți dă oamenii sau deținătorii de putere pe care îi avem astăzi. Astea sunt cele mai cunoscute cazuri de fantome, de povești din clădire. Cea cu doamna are loc la etajul, v-am zis, 11. N-am mai auzit în ultimul timp. Bine, multe din ele nici nu au mai fost puse de frică să nu-i sperie pe ceilalți și se fac schimburi de ture și ca să nu se dea mai departe. Dar orice clădire conține un fragment din cei care au lucrat și mai ales când există multă suferință, aici au murit mult mai mult de 1000 de oameni. Există statistici la undeva la aproape 4000 de oameni care au murit pentru clădire. În accidente de lucru, în majoritatea fiind accidente de lucru, pentru că marele cârmaci își dorea tot timpul își schimba ideile. Cum să facă clădirea să arate. Mai schimbați și partea asta, mai refaceți scările, mai puneți. Nu punem la socoteală câți metri cub de marmură efectiv sunt în această clădire din Transilvania
și o întreagă industrie a fost creată pentru ea. Să ținem minte că, și chiar dacă credeți sau nu, fantomele există sau personalitățile celor care au murit, noi lăsăm niște amprente pe oriunde mergem. Și puțină lume înțelege, trebuie să le luăm că în funcție de cât de atașați am fost de lumea în care am trăit, stăm mai mult sau mai puțin. De asta, în vechile culturi, era mai bine să se ardă mortul. Pentru că trecerea sufletului lui către cealaltă dimensiune era mai rapidă. Cam asta am putut să adun despre București, despre zona aceasta Bucureștiului, centru vechi și parlament. Și am zis, de ce nu să terminăm cu măgăoaia principală. Dragilor, și se încheie și episodul din această seară. Sper că am trezit niște curiozități și am vrea să ne spuneți în comentarii care a fost povestea pe care o știți cel mai bine și dacă mai aveți ceva de completat, vă rugăm mult să completați. Tudor, îți mulțumim tare mult! Cristi, din nou! Și a fost o plăcere! De groază! De groază! Așa, la miezul nopții. Chiar acum se apropie de miezul nopții. Acum! Da! Vă salutăm și să ne vedem cu bine data viitoare! Asemenea!